Bună seara, dragi telespectatori! Sunt Aura Stoienescu și vă invit astăzi din nou la emisiunea Viața Gorjului cu un invitat care este un om, aș zice eu, obișnuit. Un om care a trăit, care a fost, nu chiar obișnuit, pentru că a fost primarul orașului Țicleni, dar a lucrat ca și consilier juridic, este pensionar, a lucrat ca sondor, ca ofițer la Mehedinți, dar nu pentru asta l-am invitat, dragi telespectatori, pe domnul Ion Ungureanu, de la Țicleni. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Și pentru că se ocupă pe aici, câte puțin, când poate și cum poate, de istoria Țicleniului. Iar asta, dragi telespectatori, este o carte proaspătă, care abia a ieșit de sub lumina tiparului, nici măcar n-a fost lansată, deci o lansăm în avanpremieră. Se cheamă 22 iulie 1593, zi istorică pentru români. Și cum spuneam, domnul Ion Ungureanu este omul din Țicleni care scrie istorie. Scrie istoria Țicleniului, chiar dacă pe bucăți, chiar dacă monografia Țicleniului pe care ați primit-o ca sarcină de partid când erați primar comunist, n-ați reușit să o realizați, dar ați scris bucăți din istoria Țicleniului. Frânturi. Felicitări pentru asta, mulțumesc, domnule Ungureanu. Mulțumesc. Mai ales că ați făcut-o așa, că v-ați dorit dumneavoastră, nu v-a cerut nimeni, pasiune. Și n-a dat nicio obligație. Din plăcere, din pasiune. Vă felicit. Mulțumesc. E important să ne păstrăm istoria și să o scriem în cărți și să o păstrăm, pentru că dacă ne pierdem rădăcinile, ne ia vântul. Lupaș spunea, cine se grăbește să-și îngroape trecutul, și îngroapă viitorul. Și o vorbă mare. Într-adevăr. Pentru că dacă nu ne amintim de virtuțile înaintașilor noștri, înseamnă că nu mai avem nicio valoare. Și dacă nu le recunoaștem valoarea pe care a avut-o, pentru că suntem ceea ce suntem, pentru că ei au fost și au făcut ce au făcut în timpul lor. Ne-au lăsat zestre. Exact. Da. Trăim în ceea ce ei ne-au creat. Domnule Ungureanu, aș vrea să vorbim despre frumoasa carte pe care ați scris-o. E impresionantă, chiar dacă nu este cu foarte multe pagini, dar vorbește despre lucruri care nu se știu. Sunt lucruri care foarte, foarte puțini oameni știu că au existat. Și aș vrea să ne dezvăluiți din această carte și, în primul rând, de ce acest titlu? De ce 22 iulie 1593, zi istorică pentru români? Dar înainte de toate, o să anunțăm telespectatorii că, dacă doresc, pot trimite SMS-uri cu întrebări sau sugestii la 0766314582. Deci, de ce acest titlu? Acest titlu a fost scurtat, pur și simplu, pentru că sunt condițiile astea pentru înregistrare la forurile superioare, că mai întâi zisesem prima confruntare a lui Mihai Viteazu cu Astea Turcă înainte de a lua domnia. A părut că e titlul prea lung și de asta am zis 22 iulie 1593, zi istorică pentru români, pentru că evenimentul care e descris în această carte s-a petrecut la 22 iulie 1593, aflat după mai bine de 100 de ani de către Dimitrie Cantemir, care, fiind la Istanbul și însărcinat de sultan să scrie istoria Imperiului Otoman, a găsit în arhive acolo un dosar ce privea ancheta asupra doi turci, bănuiți mai întâi, dar și dovediți, că i-au folosit lui Mihai Viteazu în această campanie din 22 iulie 1593. Cantemir a fost foarte entuziasmat de cele aflate în arhivă, bineînțeles că și-a notat principalele date și în 1704 solicită sultanului o permisie să meargă în Moldova să-și viziteze familia, îi se acordă permisia, dar ce face? La Galați, traversează Dunărea și se duce tocmai la Techeredesi, satul în care a avut loc această bătălie, și ce a făcut, s-a documentat la fața locului, ca să afle acolo că au fost foarte mulți morți, dintre care 2000 de români și 1200 de răniți, pentru că Mihai a trecut cu 8000 de oameni în
peste Dunăre, iar turcii aveau armata condusă de Kara Omer Pasha, 12.000 de oameni. Kara Omer Pasha a venit de la Adrianopol, pentru că acolo îi se stabilise lui reședința. E o distanță de la Adrianopol la Techeredesi, astăzi îi mai zic și Azarlık, tot o denumire turcească, e în apropiere de Adamklisi. Pe baza celor consemnate la Techeredesi, Cantemir scrie această carte în limba turcă cu numele turc, Kitab Birinci Moharebe Mihaia Moldovânăn, adică lupta lui Mihai cu oastea turcă. Și manuscrisul pe care l-a consemnat l-a încredințat unui român, pentru că nu putea să dea publicității, că altfel îi luau capul turcii. Și acest român l-a păstrat din generație în generație. Și după destrămarea Imperiului Turc, a ajuns acolo în Dobrogea, un așa zis colonist, da? Să arătăm și telespectatorilor regia. Nu se vede foarte bine, din păcate. Traducerea, da. Luați dumneavoastră cartea și arătăm pe cadrul dumneavoastră. Da. Arătați spre cameră. Aceasta este traducerea manuscrisului lui Dimitrie Cantemir. Am înțeles. Și ultimul deținător al manuscrisului se numea Constantin Nicoară și, neștiind în limba turcă, s-a adresat imamului turc din Techeredesi, care era și învățător de limba turcă la școala de acolo din sat, și l-a tradus. Și au rămas uimiți când află că în lupta de la Azarlık s-a pierdut un steag și sultanul dăduse poruncă, găsitorul steagului va primi recompensă și bacșișuri și funcții înalte ca să nu cadă steagul în mâna supușilor. S-a apucat de treabă Constantin Nicoară, dar cu condiția pusă de către imamul turc să facă săpăturile împreună cu Kadir Mehmet Kurt, turcul de încredere al imamului din Techeredesi. Au început săpăturile în 1926 și sorții au făcut ca în 1938 să găsească părțile metalice ale steagului și franjurile carbonizate. Le-au împărțit frățește amândoi, dar imamul i-a dat originalul manuscrisului turcului și românul i-a dat traducerea. Turcul a și plecat la Istanbul să solicite guvernului turc recompensă, nu se știe dacă a obținut-o sau nu, dar în localitate s-a răspândit vestea că, uite, au găsit un steag, nu știu ce, și întâmplarea face ca la legiunea de jandarmi de la Adamklisi să meargă în inspecție un fiu al țiclenilor, colonelul George Cristescu. Chiar asta vroiam să vă întreb la un moment dat, care este legătura lui Cantemir și a lui Mihai Viteazu și a turcilor cu țicleniul dumneavoastră? De ce v-ați apucat să scrieți asta? Da, în toate campaniile lui Mihai Viteazu, cât și a domnitorilor ce au urmat, a participat și fostul capitan din armata lui Mihai Viteazu, Radu Țicleanu, considerat întemeitorul țiclenilor. De altfel, Radu Țicleanu a și obținut de la Radu Voievod în 1612 confirmarea moșiei Tunșilor, iar în 1618 de la Alexandru Iliaș, urmașul lui Radu, a obținut moșia Sneagovului, considerată practic teritoriul, partea care e astăzi fostul sat Țicleni, Rășina și o parte din Gura Lumezii, care ducea până la drumul Sterpui, chiar așa îi zice, până la drumul lui Sterpui. Radu Țicleanu a mai avut moșii dăruite de către domnitori și în Stângăceaua de Mehedinți, și de altfel această legătură cu Stângăceaua a durat până după 1800,
că urmașii care au primit moșia de la Radu Cicleanu chiar erau numiți Stângăceanu. Uh-huh. Și stângăcenii au vândut pământul care l-au avut, deci din partea asta, la urmașul unui pandur, al lui Tudor Vladimirescu. E vorba de Mihai Negreanu, care a fost pandur în oastea lui Tudor Vladimirescu și era originar din Negreni, dar hărțuit de poteră a venit și a făcut un bordei la vreun kilometru de Țicleni. A stat în bordeiul ăla mult timp până când n-a mai fost urmărit și după ce s-a simțit mai liber, a cumpărat moșia de la stângăceni. Am înțeles. Și acum să ne întoarcem la legătura, adică la carte, prin legătura cu Țicleniu. Colonelul George Cristescu a mai avut un frate, Mihail. Amândoi au fost copii de trupă în primul război mondial și au fost și cercetași. Haideți să arătăm de altfel, colonel la cameră. Da. O să vă rog să nu țineți în sus, deci da. Așa, ca să se vadă. Dar iată-l pe colonel. Colonelul George Cristescu era mai mult atașat de Țicleni. Și vă mărturisesc cu durere că el m-a rugat în 76 să aranjez cu deținătorii casei părintești de atunci, casa s-a mai vândut, mă rog, pe la mai mult, și să vorbesc eu cu proprietarii de atunci, să-i permită măcar o noapte să doarmă și el în casa copilăriei lui, dar n-am mai apucat săracul să, că era bătrân și a decedat. Când l-am căutat eu în București în 78, în martie murise cu o lună mai înainte. Și ca să vă mai spun iar o foarte, că Țiclenii m-au legătură și cu Caragiale, avocatul Constantin Dumitru Brătuianu a fost avocatul lui, a fost chiriașul lui, a fost proprietarul, deci la vândul chiriaș pe Caragiale când avea Gambrinusul. Și după ce a dat faliment, nu l-a mai căutat nici proprietarii, dar nici Caragiale să le plătească restant sau chiria. Și mi-a zis mie bătrâna, și domnul Ungureanu, uite, în prima cameră de la etajul 1, de lângă scară, în strada Sfântul Gheorghe 9, numărul 27, și am avut o închiriată lui Caragiale, când avea Gambrinusul. Și asta te interesează dumneata la Țicleni acolo, dacă se mai găsesc că înainte de primul război mondial, paharele, țoiurile și clondirile care au rămas în cameră, eu le-am dus la Țicleni. Ia uzi. Deci au fost la Țicleni? La Țicleni, da. Paharele cu care a băut Caragiale. Da, am mers la casa respectivă, am găsit tablourile avocatului și ale bătrânei. Din păcate, tabloul bătrânei nu s-a mai putut reconstitui, al avocatului, da. Și am găsit o sticlă de o jumătate de litru, care buzat așa, care se cunoaște că e veche. Și asta cred că e de alu Caragiale. Am înțeles. Ne întoarcem la carte. Istoria e frumoasă și, da, și cu multe încrengături. Deci să ne întoarcem la carte și la legătura, adică începuse să povestiți, cum ați ajuns să o scrieți? De altfel, colonelul m-a rugat foarte stăruitor ca să caut cercetătorii, istorici, să se ocupe de treaba asta. Eu am încercat, dar n-am găsit așa ascultarea. Și el a încercat a scris un articol mai suplu, așa, în revista Tineretului Marea Constanța, în 1938. Chiar vorbește el și în carte și am redat eu aceea.
dar n-a avut ecoul scontat la vremea respectivă, pentru că, fiind în preajma celui de-al doilea război mondial, se stabiliseră atunci niște legături cu Turcia și, mă rog, se punea problema să nu irite, mă rog, vecinii. Da. Dar colonelul, când Nicolae Iorga a venit la Constanța, când au făcut o sărbătorire a lui Cantemir, l-a întrebat pe savant dacă a primit la monumentele istorice, la comisie, resturile steagului și a confirmat. Dar zice, eu nu pot, zice, acum să mă ocup. Era Iorga foarte ocupat. Dar mie îmi permiteți? Da. Și i-a permis și a scris acel articol suplu în revista Marea Constanța, dar era amărât că și acolo au strecurat niște erori. În loc să scrie anul 1593, au zis 1594, uneori chiar 95, mă rog, probabil făceau legătura cu călugărenii, deși asta a fost altă luptă, altă distinctă. Luptă, da. Uh-huh. Și mai spunea el acolo, iar de niște denumiri, sunt niște denumiri în limba turcă, mă rog, care sunt mai grele de pronunțat. Și el a făcut niște cercetări, colonelul. S-a documentat prin muftiu musulman și, într-adevăr, i-a confirmat muftiu că la Dobromir Deal, apropiat de Adam Clisi, sunt două cinuitile turcești, unul e mai îngrijit și, după vremea luptei respective, pentru că au fost și cimitirile pentru români, dar astea au fost părăsite pur și simplu, că el chiar spune că nelegiuiților, ziceau turcii la morții români, nelegiuiților, câinii să vă mânce. Spune și în turcește aceea. Și ca să vedeți ce impact a avut această luptă, că s-a dus vestea până la Istanbul, vine rapid. Și turcoaicele, când își speriau copiii, strigau la ei, sus a sus, Beg Mihai Belghir. Așa. Și nu ești cu minte, te dau mâna lui Mihai. Devenise sperietoare, da, pentru copii? Da, da. Ca să-i aducă la ascultare. Da, da, da. Și... Adică turcii știau de frică, cum, da, cum sigur, s-ar spune. Și cum mijloacele tipografice au evoluat, să știți că foarte mult au scris în țările apusene despre aceste lupte și victorii ale lui Mihai împotriva turcilor. Mai ales după Călugăreni și, mă rog, următoarele, mai ales Unirea. Chiar silezianul Baltazar, Walter Baltazar, a scris foarte mult și apreciativ la adresa lui Mihai Viteazu. Și cum îl descrie, foarte, o personalitate deosebită. Cum de altfel știți că există și povestea aceea că el a fost într-un complot împotriva lui Alexandru cel Rău, deci domnul dinaintea lui, și s-au refugiat în Ardeal. Și i-au adus în țară cu gândul să-i omoare și Mihai, când l-au adus să fie dus la butuc, călău a scăpat securea din mână când a văzut figura aceea impozantă și privirea pătrunzătoare. Deci era o personalitate ieșită din comun. Și este și o fotografie, chiar o rețin din cărțile de istorie când am făcut eu clasele primare. Era o de unul de Bitschi, pictorul care a realizat tabloul respectiv. Lui Mihai Viteazu i s-au realizat foarte multe tablouri în străinătate, multe portrete. Unele în aramă, altele sunt, mă rog, pictate în ulei.
Și a rămas surprins Nicolae Bălcescu și Rossetti când au fost ei la studii în Apus, le-au găsit la niște muzee din străinătate și au făcut cunoscut românilor și s-au străduit și au adus copii după ele. Despre Mihai Viteazu mai mult au scris străinii decât românii despre el, să știți. Da. Foarte mult. E un Hammer, un francez, că acolo am găsit povestea asta cu speriatul copiilor de către turcoaice. Deci străinii au scris mai multe decât românii. Și ar merita, pentru că e primul reîntregitor al Daciei și Horia la timpul răscoalei, în timpul răscoalei, deci la mai bine de 100 și ceva de ani, aproape 200, tot așa căutau o personalitate de, au zis, Rex Dacie. Că și lui Mihai Viteazu i s-a atribuit această sintagmă și e foarte adevărată. Da, e interesant faptul că dumneavoastră nu rezistați tentației de a scrie despre istorie, pentru că despre, mă rog, putem spune că scrieți istorie, practic, nu despre istorie, mai ales că nu e legat de Țiclen. Dacă inițial ați primit, spuneam că ați fost primar al Țicleniului în perioada 74-81, da? Și în acea perioadă ați primit sarcină să vă ocupați, să apară monografia Țiclenului, care, din păcate, n-a apărut nici până acum. Doar am partea istorică am reușit să o adun. Da, dumneavoastră personal, da, și ați scris, da, despre istoria petrolului, ați scris istoric, da, Petrolul și Oltenii, Țiclen documentar istoric, păi și Petrolul și Oltenii, e tot... Monografia petrolului, da. Și am mai scris istoricul bisericilor de la Tunș și Țicleni, partea dinspre răsărita localității, pentru cea din centru a scris domnul profesor Vasile Gogonea, de la Vârful Vii biserica. Sper să adun date despre cea de la Gura Lumezii, cea veche și cea nouă. Dar nu există monografia scrisă de nimeni? Adică nimeni nu s-a ocupat să scrie toată monografia Țicleniului? Nu, pentru că a scrie o monografie presupune să dezbată toate capitolele, demografie, etnografie, folclor și așa mai departe. O monografie care să fie... Completă. Completă și cu pretenții de monografie. Cu pretenții de monografie. Cum Dimitrie Gusti sfătuia acum în perioada interbelică dascălii și oficialitățile să se ocupe de... Am rămas foarte uimit, să știți că în vara trecută, 7 săptămâni, am stat în Canada. Și am vizitat la Calgary Heritage Park, considerat un muzeu al satului, cum este al nostru la București. Și deși ei au o istorie destul de scurtă, că de pe la 1800 încoace, când au început emigrările, dar ce am putut vedea la acel muzeu m-a impresionat. Și una mai deosebită, am găsit unde era vorba de muzeul școlii, tăblițele cu condei, că și eu în clasa 1-a pe tăblițe cu condei am, ați învățat să scrieți? Am învățat să scriu. Și am spus nepoata care era cu mine, am spus, uite, și eu am avut tăbliță cu condei de asta. Și am întrebat ghida, ce, păi, ce dânsul a, și mi-a întins o tăbliță din aceea cu cretă, nu condei, și să scriu, și am scris acolo, și eu am avut tăbliță cu condei în clasa 1-a. Și se respectă mult istoria, să știți. Acolo. Cel puțin drapelul Canadei, domne, la înălțime mare și expus din loc în loc, ceea ce la români cam lipsește această manifestare patriotică. Și au și steagul Angliei și al Canadei, dar
Îl respectăm mai mult decât noi. Da. Îl arborăm și noi la 1 decembrie, să recunoaștem. În rest, nu-l prea vezi drapelul României pe... Și nu vă spun cât... Clădirile private mai puțin. Da, și acolo sunt tot felul de nații stabilite. Și au, vă spuneam, la muzeul respectiv, case tip ucrainean, tip bolivian, din America Latină, din Europa, toate națiile au acolo reprezentare. Da. Și au avut, am prins ziua Canadei, ziua națională, 1 iulie, și următoarele zile din prima vineri sunt consacrate unor sărbători și a fost și sărbătoarea naționalităților. Și am fost impresionat că pe marginea unui patinoar iarna Vara Eștran toți evoluau acolo, fiecare națiune, naționalitate, și a venit rândul și românilor. Și o fată de la Petroșani a interpretat două cântece populare foarte. Și au venit românii pe mal acolo, au încins o horă și au venit și negri și toți și africanii și au încins o horă. Pentru că la ei nu făcuseră horă. Da. Și era un român cu un steag foarte mare al țării și m-a impresionat foarte mult. Deci există această dragoste de țară și la cei care sunt plecați peste hotare. Revenim la carte și vreau să citesc o pagină din cartea pe care ați scris-o. Iată ce scria Gheorghe Cristescu către Sfatul Popular al orașului Țiclen, județul Gorj, Comitetul Executiv, în 4 august 1976. Subsemnatul colonel în rezervă Cristescu G. Gheorghe, da. Pensionar, Ministerul Apărării. Și, mă rog, MAI. Da. Și internelor era pe vremea aia. Da. Domiciliat în strada Popa Rusu, 18, sector 2, București, și așa mai departe, codul, în amintirea zilelor frumoase petrecute în frumosul și de neuitatul peisaj al regiunei Țicleni, județul Gorj, și în amintirea capitanului Radu Țicleanul, luptător voluntar sub steagul marelui voievod Mihai Viteazul, al căror strănepoți sunteți, vă trimit alăturat copii fotografice a următoarelor piese aflate la Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, cabinetul de manuscrise, documente, la cotele, mă rog, spune aici exact. Pe cheltuiala lui mi le-a trimis. Și spre a le folosi la întocmirea monografiei orașului Țiclen. În Țiclen documentar istoric sunt redate. Actul slavon scris pe pergament, Hrisovul lui Alexandru Voievod, dat lui Radu Țicleanu la 26 martie 1618. Da. E al doilea Hrisov ăla. Și acest Hrisov a fost dat lui Radu Țicleanu de cine? De Alexandru Iliaș. Alexandru Voievod, deci urmașul Voievod. Lui Radu. Că Radu a fost... Radu i l-a dat în 1612 pentru Tunș. Pentru satul Tunș. Traducerea Hrisovului făcut de Zanfir Cea Arbore, translator la Direcția Generală a Arhivelor Statului la cererea lui Dumitru C. Brătuianu. Avocatul, da. Da, și diploma de noblețe dată familiei Țicleanu, da. Ion de Bibescu Vodă în anul 1845. Da. Transmit tuturor cetățenilor din Țiclen multă sănătate și spor la muncă și multă fericire. Haideți să mai spunem o dată despre Radu Țicleanu și despre legătura lui cu domnitorii, pentru că, iată, a primit drept mulțumire pentru acțiunile pe care le-a făcut de la acești mai multe moșii. Da. Și în 1845 Bibescu îi acordă unui urmaș al, deci, din Radu Țicleanu, care se numea Ion Țicleanu, la 1845, diplomă de boier de neam, da. Pe considerentele că Radu Țicleanu a fost capitan în armata lui Mihai Viteazu. Și
țiclenii s-au, bineînțeles că s-au temeat familii, căsătorii, mă rog, s-au mai schimbat unii numele, dar sunt foarte mulți care poartă numele de Țicleanu și acum. Și chiar Cristescu, am foarte multe scrisuri de la el, o să le public odată, unde sunt date foarte prețioase. Și el spune acolo că Țicleanu Radu a avut 3 fii și zice că 2 au avut urmași, unul a fost terp, că așa era expresia, și s-au împărțit între urmași. Toate curelele de pământ merg de la nord la sud. Și din hotar până în hotar. Deci cum ar veni, orașul Țiclen s-a înființat și toți din urmașii familiei Radu Țicleanu, ai lui Radu Țicleanu, și s-au format tocmai pentru că a primit aceste moșii, da, și după aia le-a împărțit la urmași, la urmași, la urmași, și așa s-a format o comunitate dintr-o familie care a primit de la Mihai Viteazul, sau dremulțumire că a luptat alături de Mihai Viteazul, moșii. Și așa că este într-adevăr un motiv foarte important și ca dumneavoastră să scrieți această carte, pentru că până la urmă, iată, Țicleniu s-a creat prin faptul că Radu Țicleanu a luptat alături de Mihai Viteazu. Și, dragi spectatori, nu vreau să uit, această carte scrisă de domnul Ion Ungureanu este finanțată de Consiliul Local Țicleni și Primăria Țicleni. Îi felicit pentru asta pe consilierii locali și pe domnul primar de la Țicleni, pentru că au găsit acolo, în visteria care nu este foarte bogată pe niciun de acum în România, un bănuț și pentru cartea aceasta, care este o carte de căpătâi până la urmă, de începuturi ale istoriei Țicleniului. Eu le mulțumesc și pentru faptul că au înțeles importanța locului unde s-a pus acea piatră comemorativă la brazdă, cum zice, între Brătuia și Țicleni, unde a avut loc confruntarea dintre nemți și regimentele 18 și 58, care erau în retragere spre Moldova, și au vrut nemții să-i încercuiască, dar o contribuție deosebită a avut-o Ecaterina Teodoroiu, care în momentul când comandantul nemț le-a spus predați comandanții și armele, ea le-a răspuns ia, dar, adică în nemțește, da, pentru că știa nemțește, și a luat pușca la ochi, a trântit 2 la pământ și în învălmășala asta au scăpat din încercuire compania locotenentului Gheorghi Țoiu. Ce a zis? Nu predau arma, eu predau doar gloanțele, da, luați-le. Și pentru că ea primise botezul focului, mai ales în urma morții fratelui la Sâmbotin, că pe fratele l-a nimicit un obuz și nu l-a mai cunoscut decât după brâul țesut de mamă sa. Și a îndârjit-o foarte mult această situație. Plus că în toată problema asta fusese luată prizonieră la Țicleni, a scăpat prin abilitatea ei și a fost găzduită de o familie, Manasia, la Tunși. Noaptea a dormit acolo și Manasia avea mai 2 fete. Și una din ele, care se căsătorise la Rășina, povestea cu mare așa evlavie că o impresiona când o vedea pe Ecaterina îmbrăcată în uniformă militară și cu pușca. Și cu pușca în mână și tunsă scurt, cum era ea, ca un băiețoi, că chiar nu, unii nu o recunoșteau că ar fi fată. Da. Și uite că asta am stabilit-o de curând, că nu știam. Păi o strănepoată spune. Păi zice, bunica ne povestea, zice, de Ecaterina. Și sunt multe care ar trebui consemnate, sunt foarte... Și uite, rămân date uitării și...
Să nu uităm că istoria Țicleniului se întinde undeva la peste 2000 de ani, pentru că există cetatea dacică, da. Obiecte descoperite care se află la muzeu. Există un tezaur de monede republicane romane, a căror emisiune este între anii 270-74 înainte de Hristos. Respectivul tezaur este la Muzeul Olteniei, a fost descoperit în 1969 în dealul Bujorului, când niște sondori săpau șanț pentru o conductă și au dat de monedele de argint. Și asta demonstrează legăturile comerciale dintre Roma și partea noastră, care era necucerită. Cucerirea a avut după 100 era noastră, 105-106. Deci aveți o istorie bogată la Țicleni și de mare angajament, ca să spun așa. Să sperăm că autoritatea locală va găsi fondurile necesare pentru a finanța monografia orașului. Întrebarea este cine o scrie, cine o adună pe toată la un loc. S-a discutat a se reuni în specialități profesori de geografie, de așa pe domenii, ca să culeagă fiecare într-un domeniu. Și sper că veți fi de acord ca și informațiile cu citarea respectivă, informațiile pe care dumneavoastră le-ați pus în cărțile să apară acolo, pentru că ați făcut o documentare puternică și ar fi păcat ca aceste informații să nu fie păstrate și din cartea aceasta și din mai ales partea de producție de petrol din Țicleni, care până la urmă a făcut să se dezvolte zona. Da, pentru că petrolul a schimbat foarte mult fața nu numai a țiclenilor, a tuturor localităților, inclusiv Târgu Jiu, Craiova, Bucureștiul, mă rog, a primit gaze de la Țicleni. Și mai e un lucru care țin să-l precizez. În hrisoavele astea, în amândouă primite de Radu Țicleanu, se face vorbire de un hrisov mai vechi, din timpul bătrânului Alexandru Voievod. Au fost trei voievozi cu numele de Alexandru. Alexandru cel Rău, ultimul, care discutarăm că el a părăsit tronul, e redat în această carte, a părăsit tronul pentru că turcii au cerut birul și n-a putut să-l dea și s-a refugiat în Pocuția. Deși de acolo a fost adus ulterior, prins de turci și spânzurat într-o zi de Sfintele Paști la Istanbul, Alexandru cel Rău. În Hrisov zice de Alexandru, bătrânul Alexandru Voievod. A mai fost un Alexandru Mircea, care i s-a dus vestea că a pus impozii pe oaia stearpă, pe la 1500 și... Dar nu înclinam spre această ipoteză și cercetând mai multe documente, am găsit precizarea preotului profesor Ion Popescu Cilieni că Hrisovul, carte veche și ruptă, așa zice în asta, din timpul bătrânului Alexandru Voievod, o datează el în 1439, din timpul tatălui lui Vlad Țepeș. Deci Țiclenii are o atestare documentară cu 20 de ani înaintea Bucureștiului și iară cu vreo mai mult de 15 ani înaintea Craiovei. Da, este o așezare veche și recunoscută. Din păcate, suntem la finalul emisiunii, mai avem mai puțin de un minut, așa că eu vreau să vă felicit pentru ceea ce faceți și pe toți scriitorii de cărți din gorjul ăsta al nostru, în care mulțumim, ne străduim mult cu toții să trăim, dacă putem, bine. Să ne amintim de strămoșii noștri, să nu-i uităm și să încercăm să punem în cărți pentru a avea memoria documentelor așa în cărți, pentru că documentele se află la arhivă,
În primul rând că nu e bine să le răsfoiești toată ziua pentru că se distrug și în al doilea rând că nu sunt mulți care se duc acolo să le vadă. Așa e și sunt multe necercetate. Exact. Exact. Și din păcate cercetarea lasă de dorit pentru că nu sunt alocate fondurile pentru cercetare. Și chiar să faci asta numai din pasiune nu este normal. Domnule Ungureanu, mulțumesc pentru prezența în studio. Și eu vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc și telespectatorilor pentru răbdarea care au avut-o. Reamintesc pentru cei care au văzut emisiunea de la început, pentru cine nu a văzut-o, această carte, 22 iulie 1593, zi istorică pentru români, este, dragi telespectatori, lansată astăzi în avanpremiera lansării oficiale la ENSA TV. Domnule Ungureanu, păstrăm cartea cu mult drag. Avem o bibliotecă întreagă cu cărți cu autograf de la autori. O vom pune acolo la comoara noastră de cărți primite direct de la autori. Și vă dorim să participați și să ajutați pe cei care vor scrie monografia. Pentru că prin asta sper să mișcăm inimile oamenilor pentru a se gândi mai mult la patrie. De acord cu dumneavoastră. Dragi telespectatori, mă bucur că am avut o emisiune de suflet și de istorie, chiar dacă colegul meu, Cornel Șomâncu, vine abia după mine pe alte teme. El vorbește astăzi de istoria de acum, de ieri și de azi. Noi am vorbit de istoria de ieri a Țiclenului. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!